Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile Mega TV. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii brăileni au desfășurat activități pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea climatului de ordine și siguranță publică. Polițiștii rutieri și de ordine publică, cu sprijinul jandarmilor, au acționat la discotecile, localurile cu program non-stop, pe străzile adiacente unităților de alimentație publică, în târgurile și oboarele organizate săptămânal, precum și pe arterele de circulație din municipiu și județ, cu scopul de a preveni combaterea actelor de violență, a furturilor de petarabe din buzunare, poșete și genți, de a identifica bunurile provenite din furturi și de a reduce numărul accidentelor rutiere grave, produse ca urmare a nerespectării regulilor de circulație. Forțele angrenate în aceste acțiuni au efectuat controle la 17 societăți comerciale și 8 producători particulari. Au legitimat 176 de persoane, 34 fiind controlate corporal sumar, și au oprit în trafic pentru control 75 de autovehicule. Polițiștii brăileni acționează permanent pentru prevenirea infracțiunilor comise în mediul stradal, precum și pentru prevenirea evenimentelor rutiere grave, soldate cu persoane decedate sau rănite corporal grav. Polițiștii au efectuat 113 detestări cu aparatul etilotes și au constatat 8 contravenții, pentru care au aplicat sancțiuni de 3.395 de lei și au reținut în vederea suspendării un permis de conducere pentru consum de alcool. Conducerea Spitalului de Psihiatrie Brăila vrea achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, motiv pentru care s-a convocat ședința de îndată a tuturor consilierilor municipali. Solicitarea vine ca urmare a binecunoscutului incident care s-a petrecut în vara anului 2012. La începutul lunii august, un pacient a fost lovit cu bestialitate de un îngrijitor al spitalului. Astăzi, consilierii locali municipali s-au întrunit de urgență, deoarece directorul Spitalului de Psihiatrie Sfântul Pantelimon, Florentin Crăciun, vrea să achiziționeze servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică. Cu toate că unii dintre consilieri nu știau scopul acestei solicitări, directorul a precizat că este nevoie de un avocat cu experiență pentru a reprezenta instituția în instanță. S-a ajuns la această decizie și ca urmare a incidentului produs la începutul lunii august 2012, când un tânăr de 30 de ani, internat la spital, a fost bătut cu un baston de cauciuc până nu a mai mișcat. Loviturile mortale i-au fost aplicate chiar de un supraveghetor care și-a torturat victima în timp ce aceasta era sedată și legată de pat. Angajatul era furios deoarece pacientul, agitat, l-a atacat cu un scaun în timp ce se întorcea de la baie. Este vorba de incidentul din 2012, când un salariat al spitalului a fost agresat de un pacient. I s-a spart capul cu un scaun. Ulterior, când a rămas singur cu pacientul, angajatul nostru l-a bătut, provocându-i spre dimineață decesul. Bineînțeles, e dosar penal, inculpatul are și el condamnare la 20 de ani. Însă sunt constituite daune de 2 miliarde în momentul de față. La prima instanță de judecată, tribunalul a dat 1 miliard de despăgubiri, dar spitalul avea poliță de asigurare și trebuia să plătească asigurătorul. La curtea de apel s-a întors sentința în favoarea firmei OmniAsig, care este asigurătorul nostru, și a mărit daunele de la 1 miliard la 2 miliarde. Deci în acest moment, practic, spitalul ar fi nevoit să plătească din venituri proprii 2 miliarde, motiv pentru care am făcut recurs la Înalta Curte de Justiție și Casație de la București. Simona Drăghincescu nu a fost încântată de această decizie, argumentând că stabilirea achiziționării de astfel de servicii trebuia discutată cu reprezentanții Consiliului Local Municipal, care fac parte din Consiliul de Administrație al Unității Spitalicești. Nu înțeleg care este această urgență, deoarece dumneavoastră, domnule director, știați din data de 16 februarie, sau mă rog, știați înainte de data din 16 februarie, pardon, ianuarie, știați din ianuarie, deci înainte de ședința noastră de Consiliul Local, că aveți termen când îl aveți. Deci puteați și știați că o să aveți nevoie de un avocat. Ați trecut, în primul rând, nu este nicio urgență. Ați avut timp ca să ne spuneți în Consiliul Local la ședința în care v-am aprobat bugetul, în care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. Aveți trecut în buget de venituri și cheltuieli această cheltuială? Deci permiteți-mi să vă amintesc că începând cu data de 1 februarie s-au schimbat regulile codului penal. Deci noi nu știm la Înalta Curte cum vom fi judecați, dacă pe vechea sau
pe noul cod penal. Pe noul cod penal, juriștii nu prea mai au ce căuta acolo. Numai avocații cu anumită experiență. Întrucât acest cod penal este intrat după 1 februarie, nu știam exact cum vom intra. Vă reamintim că în vara lui 2012, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Ghica Cornel, aflat în stare de reținere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri cauzatoare de moarte. Totodată, aceștia au solicitat instanței de judecată arestarea preventivă a inculpatului, cerere admisă de magistrații Tribunalului Brăila, care au dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele inculpatului pentru o perioadă de 29 de zile. Din probatoriu, rezultă că în noaptea de 6 spre 7 august 2012, în calitate de supraveghetor la spitalul de psihiatrie, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu un baston de cauciuc unui pacient internat în acest spital, provocându-i leziuni care au condus la decesul acestuia. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Adrian Pană, a vorbit în cadrul unei videoconferințe despre medicina dentară. Acesta a spus că în pachetul de servicii medicale de bază vor fi incluse prevenția pentru copil și decontarea gratuită de proteze dentare pentru persoanele vârstnice. După cum se știe, îngrijirea danturii este foarte importantă, asta în cazul în care nu dorim să avem dureri cumplite chiar și din cauza unei mici carii. În acest sens, Adrian Pană, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, a declarat vineri că trebuie să acorde o atenție sporită medicinii dentare. El le-a explicat cadrelor medicale că medicina dentară este un serviciu preventiv, în special pentru un copil, pentru că sunt perioade când pot exista riscuri de apariție a cariilor. Există vârste la care copilul este expus unui risc foarte mare de a face o carie pe dantura care o are, inclusiv pe dantura de lapte sau pe dantura definitivă. La acele perioade, dacă serviciile preventive sunt efectuate corect, ele pot aduce un beneficiu major în sănătatea orală a populației tinere. De asemenea, aceste servicii preventive sunt asociate specifice, cum ar fi sigilarea, sunt asociate învățării unor deprinderi sănătoase pentru periaj și pentru menținerea unei igiene corecte a cavității bucale. Pe lângă acest lucru, un alt fapt care a fost considerat esențial este cel al persoanelor vârstnice care sunt edentate și care nu pot să alimenteze corect și de asemenea pot fi predispuse la un număr de afecțiuni cu impact serios în sănătate și în acest sens există propunerea ca să poată fi finanțate proteze pentru persoane care necesită acest lucru. Am discutat recent cu Colegiul Medicilor Dentiști, cu conducerea Colegiului Medicilor Dentiști, care a venit cu o propunere mai extinsă de servicii care să fie acoperite într-o modalitate în care, să spunem, nu era similară cu viziunea pachetului de bază, dar am toată convingerea că în discuțiile pe care le avem în prezent, vom ajunge la o concluzie care să fie unitară atât pentru furnizorii de servicii de medicină dentară, cât și pentru cetățeni, având în vedere că anul acesta suma alocată pentru serviciile de medicină dentară este o sumă, aș spune eu, consistentă dacă ne uităm la sumele care au fost alocate în decursul anilor trecuți și anume vorbim de 80 de milioane de lei. Adrian Pan a precizat că s-au purtat discuții pentru ca serviciile de protezare să fie decontate, având în vedere că în acest an au fost alocate 80 de milioane de lei, sumă mult mai mare comparativ cu anii trecuți. La nivelul țării există 10 de proiecte pentru înființarea de perdele forestiere, însă puține sunt autoritățile care demarează aceste lucrări. La Brăila s-au făcut plantații de arbori și arbuști, dar tot mai este necesar a se efectua astfel de operațiuni. Primarul municipiului Aurel Simionescu dorește înființarea de perdele forestiere în zona stației de epurare situată pe șoseaua Dic Brăila-Galați. Pentru a se planta copaci este nevoie să se realizeze operațiunea de expropriere.
de ce există un program de pierdere forestiere în județ, sunt mai multe suprafețe care au fost deja arondate sau acordate pentru astfel de chestiuni, s-au făcut și plantații de arbori și arbuști. Da, pe mine în municipiu nu mă ajută subiectul respectiv. Ceea ce vreau eu să facem, să vedem, am dat tema să căutăm, doresc o perdea de genul acesta la stația de epurare între stație și oraș. Noi avem acolo un teren pe care nu ne-au acceptat cei de la Rom Silva la schimb, că e separat de... Deci ei trebuie să aibă 6 metri între loturile de pădure și aici Digu are 20 de metri. Și atunci nu corespunde și nu mi l-au acceptat pe ăsta la schimb. Dar el a rămas ca atare și am zis să discutăm, poate în primăvară reușim să facem o plantație de salcâmb, ceva care să și crească, dacă ne propunem să punem platan sau mai știu eu ce și nu cresc, degeaba îi pune. Da, asta nu are legătură cu drumul și cu toate celelalte. Pe de altă parte, nu ați văzut că mașinile când se fac accidente nu se opresc printre pom, se opresc în pom. E o cutumă, un dat al sorții. Și rezultatul, nu știu dacă este cel mai fericit, decât dacă punem aceste pierdere la 10 metri sau nu știu eu cât e garda drumului, că în funcție de ce fel de drum este comunal, județean, național, european, există o gardă de protecție a drumului. Ceea ce înseamnă că niște cetățeni ar trebui să-și pună la dispoziție acele terenuri pentru plantate. Noi am împroprietărit pe diverse tipuri de lege până în, dacă ar fi putut, până în axul șoselei. Deci până în marginea șoselei. Și atunci, de câte ori vrei să faci ceva, să pui un pom, să tai un pom, etc., ești pe terenul cuiva. Și proprietatea, știți cum este sfântă. Da, în loc de copaci poate fi pus în 300 de ani, dacă repede crescătoare. Este o ofertă de salcii energetice. Salcii energetice, exact. Da. Da, iarăși spun, e proprietatea cuiva terenul pe marginea drumul și din momentul acela vedeți ce probleme sunt când vrem să facem autostradă, drum expres, când trebuie să expropiezi și fiecare cetățean are o anumită pretenție, o altă viziune asupra valorii proprietății pe care o are. Chiar și președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu, a declarat că a purtat discuții la București pe această temă și s-a promis că în curând va fi demarat programul de împăduriri. Cea mai ridicată problema primului ministru este legată de pierderile forestiere, că vorbim de mulți ani de zile, din păcate nu facem nimic. Mi-a promis domnul viceprim-ministru că rezolvă de toată această problemă. Este vorba despre pierderile forestiere de-a lungul tuturor drumurilor, prin expropriere de interes public. Lățimea și felul arborilor trebuie stabilită de cei de la Silvic, cei care se ocupă de păduri. Eu cred că ar fi un lucru foarte bun, a rezolvat multe probleme în ce privește blocarea drumurilor, pentru că dacă vă uitați cu câteva excepții, toată zăpada nu mai e pe câmp, e pe drum. Și nu într-o zonă. În multe zone am văzut același lucru. Este pe drum. De ce? Pentru că drumurile sunt joase, pentru că apucă de troienești în zona respectivă, zăpada se oprește și vă uitați și la autostrada Soarelui. Acum, același fenomen. Unde drumurile sunt înalte, nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu. Și câteva drumuri care, nu că era negru, dar era foarte puțină zăpadă. Adică un grender făcea față cu mult. Am avut mult mari probleme cu, mă cer, Cazasu, Mărtăcești, Romanu, Găvan, Gemene. Mari probleme. Zăpadă multă, foarte multă zăpadă și s-a înfundat de multe ori, multe reclamații și am stat 2 zile pe el, l-am făcut pe 2 benzi. A dat puțin soarele acum și eu cred că zăpada s-a mai îngreunat și este mai puțin probabil că o să mai spurbe ușor zăpada să mai înfunde drumul. Asta este un lucru care ne va ajuta puțin. Existența pomilor pe marginea drumului reprezintă un mare risc în momentul în care au loc accidente rutiere. Odată cu topirea zăpezii apar și problemele, adică inundațiile de proporții. Alte 3 localități din județul nostru au făcut cereri pentru a se deschide stațiile de pompare de evacuare a apei. Pentru prevenirea inundării localităților și băltirilor pe suprafețele agricole în urma topirii zăpezii, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, filiala Brăila, a pus în funcțiune stațiile de pompare de evacuare din mai multe zone pentru evacuarea apei. La începutul săptămânii trecute au fost făcute
cereri de către primarii din comunele Dudești, Frecăței, Movila Miresii, Siliștea, pentru punerea în funcțiune a stațiilor de pompare de evacuare de pe teritoriul acestora. Alte trei localități din județ au făcut cereri pentru a se deschide stațiile de pompare de evacuare a apei. Gheorghe Bunea Stancu, președintele Consiliului Județean Brăila, a declarat că se va acționa doar în localitățile unde este urgență, adică în zonele unde sunt semnale că se vor produce inundații ca urmare a topirii zăpezii. Acum mai sunt două, trei care au făcut cerere și în urma discuțiilor cu Turcitul a rămas ca luni să aprobăm, pentru că nu se justifică să începe să tragem apa. Dacă nu le vedeți că vine sunt și duni, că nu vă să aud că avem un problem. E vreo iar de vară, e nici vreo de măxinit, dar noi vom trage apa în continuare în localitățile în care se încadrează în situații de urgență, cele care afectează efectiv casele oamenilor, are sunt situații de urgență, nu tragem apa de pe câmp. Mergem cam 2, 3, 4 ori, inclusiv aici în oraș am avizat 3 puncte la Budurci și în zona înspre Vădere, încolo, stația de scare 3 și 4 din ce mi-am dat aminte. Nu avem niciun semn că undeva o să avem probleme. Zăpada se topește încet, așa cum ați văzut și dumneavoastră, dacă nu depășim 10 grade, o să trecem cu bine peste tot, inclusiv în municipiu. Zăpada mai este mult, nu o să se termine în 2-3 săptămâni, cu siguranță, chiar dacă va fi cald. Pentru că se va topi încet și ăsta e și scopul nostru, să topească încet, ca să ducă la canalizare, să nu ne creeze probleme legate de casele oamenilor, de beci și așa mai departe. Eu zic că suntem pe un drum bun și am gestionat așa cum trebuie aceste situații care le-am avut de la sfârșitul ianuarie și din februarie încoace. Cu zăpada o să cărăm mai puțin sau din zone în care trebuie neapărat cărată, pentru că înseamnă cheltuială, înseamnă bani și acolo unde se impune, sigur că vom căra și din comune, din centru, de unde va fi cărat. Deocamdată nu avem semnalate probleme legate de inundații în județul Brăila până acum. Vom vedea, dar suntem cu ochii pe tot ceea ce înseamnă toate localitățile, comunicăm zilnic, sperăm să nu avem astfel probleme. Președintele Consiliului Județean Brăila este hotărât ca intervențiile pentru inundații să fie făcute cu mult simț de răspundere, astfel încât să nu se cheltuie foarte mulți bani. Ana Maria Ioniță este vicecampioană națională la 60 de metri garduri. La triplu salt, Adelina Sandu a realizat al 15-lea rezultat mondial pentru atletele născute în anii 1997-1998. Pe 15 și 16 februarie la București s-au desfășurat campionatele naționale de atletism rezervate seniorilor și cupa de cristal, la care au participat 295 de sportivi de la 78 de cluburi din țară. La ediția din acest an, Ana Maria Ioniță, sportivă cu dublă legitimare CSM Brăila CSU Pitești, a cucerit medalia de argint în proba de 60 de metri garduri, timpul realizat de atleta pregătită de antrenoarea Irina Roată, în finală fiind de 8 minute și 53 de secunde. În serii am scos un timp mai bun, de 8 minute și 51 de secunde, dar și cel din finală reprezintă un record personal. Dubla legitimare îmi conferă o altă perspectivă asupra a ceea ce înseamnă performanța. Rezultatul pe care l-am obținut acum la București este bun. Sper să-l repet sau, de ce nu, să-l îmbunătățesc la naționalele din aer liber de la vară, a declarat Ana Maria Ioniță. O evoluție bună a avut-o și Adelina Sandu, atleta pregătită de profesorul Nicolae Iorga, fiind junioară 2 în primul an și implicit cea mai tânără sportivă din competiție. Sportivă cu dublă legitimare LPS Brăila CSM Onești, Adelina Sandu s-a clasat pe locul al patrulea la tineret, atât în proba de triplu salt, unde a sărit 12,42 de metri, rezultat care a reprezentat a 15-a performanță mondială în acest moment pentru fetele născute în anii 1997-1998, cât și cea de la 60 de metri garduri, timpul realizat de 8 minute și 91 de secunde, fiind un nou record personal. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Mega TV. Nu părăsiți micile ecrane, deoarece urmează emisiunea Sport Show, moderată de Costel Filip, și invitat îl are pe Ionel Balcan, președintele clubului Orizont 64 Brăila.